În jurul orei 9, fiecare dintre cei aproape 6.000 de elevi constanțeni înscriși la evaluarea națională s-au așezat în bancă pentru a lua startul probei la matematică. Ne aflăm la ultima probă pentru absolvenții de clasa 8-a, proba de matematică. La fel, emoțiile pe final sunt mai concentrate. Matematica întotdeauna creatoare ce probleme, dar sperăm într-o bună rezolvare a subiectelor, deoarece copiii au avut antrenamentul simulării din februarie. Structura subiectelor se păstrează, programele școlare au fost respectate și așteptăm rezultatele dacă ei se vor concentra așa cum trebuie. În timp ce în sălile de examen elevii se concentrau pentru a rezolva subiectele, în curțile școlilor sute de părinți așteptau cu sufletul la gură. Am încredere în ceea ce poate, ceea ce este. S-a pregătit singură fata sau ați și ajutat-o cu meditații? A făcut și meditații la matematică. La română a muncit singură, a învățat singură, a citit, s-a străduit singură. Ce v-a spus acasă referitor la proba de la matematică? De ce e cel mai frică? Nu avea frică de matematică, v-am zis. Româna era cu emoțiile mai mari la el. S-a pregătit singur sau a fost așa și de meditații? M-am ajutat și de meditații. E necesar, dacă vrem rezultate de la ei. Două ore mai târziu, porțile școlilor s-au deschis, iar elevii au început să iasă rând pe rând de la examen, unii entuziasmați și cu gândul la vacanța de vară, alții izbucnind în lacrimi. A fost destul de greu, mai greu decât mă așteptam. Ai rezolvat toate subiectele, ai reușit? Da, am încercat ceva, sper să fie bine. Te văd un pic descurajat, a fost mai bine la română? Da, mă așteptam să fie mai ușor, mai ales că cele speciale au fost destul de ușurele. Acestea au fost mai complicate, am fost un nivel mediu, cred că chiar s-a ridicat la ultimele probleme, cel puțin la subiectul 3. Ce rezultate aștept să iei? Sper să iau peste 9. Deși proba la matematică este considerată testul de foc pentru absolvenții claselor a 8-a, unii dintre ei spun că au întâmpinat mai multe dificultăți la limba și literatura română. A fost destul de ușor. S-a părut ușor, ești prima care spune asta. Ai reușit să rezolvi toate subiectele, înțeleg. Da, aproape. Te-ai pregătit singură sau ai făcut și meditații? Am făcut meditații. Cum ți s-a părut la română? Română a fost mai ușor decât anul trecut, cred. Ce rezultat sper să iei în total? Nu știu, cred că 9. Pentru matematică, emoții mai mari decât la română? Nu. Sunt invers. La română am avut emoții mai mari, pentru că corectarea e subiectivă, cum se știe, așa. Matematica, dacă ești sigur pe tine, reușești să faci ceea ce trebuie. Deci nu se poate corecta subiectiv. Primele rezultate la evaluarea națională vor fi afișate pe data de 27 iunie, zi în care începe și maratonul contestațiilor. Calendarul examenului se încheie pe 1 iulie, odată cu afișarea rezultatelor finale. Anul acesta, absolvenții claselor a 8-a au avut parte de emoții în plus și asta după ce în premieră pentru învățământul românesc, ponderea rezultatului la evaluarea națională a crescut la 75%.